Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Rac. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Rac sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau orice alte plasamente planetare importante în acest semn zodiacal și, bineînțeles, dacă aveți o persoană în viața voastră din această zodie și vreți să vedeți ce se întâmplă cu racul din viața voastră în luna august, hai să scoatem niște mesaje pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. E interesant pentru raci aici în luna august, pe partea de dragoste avem o carte foarte frumoasă. E vorba de Treiul de Bâte, o carte care ne vorbește despre succes, despre eforturi care sunt răsplătite. Pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă, într-o relație de lungă durată, aici văd că tot efortul și toată reținerea și tot compromisul pe care l-ați făcut în trecut dă roade și aici vă bucurați de relația voastră, de sprijinul pe care l-aveți din partea partenerului sau partenerei voastre. Iar pentru cei care sunteți singuri, aici cu Treiul de Bâte, e foarte posibil fie să întâlniți pe cineva la locul de muncă sau prin intermediul colegilor de la școală sau de la serviciu, sau pentru o mică parte dintre raci, e posibil ca aici să se întoarcă cineva din străinătate, să se întoarcă în viața voastră și să puteți să începeți o relație foarte pasională, dar și foarte stabilă cu această persoană, mai ales dacă în trecut v-ați dorit foarte mult să fiți cu acest cineva. Hai să clarificăm acest trei de bâte, cine este această persoană care reapare în viața racilor. Exact ce v-am spus, Treiul de Bâte, clarificat, uitați aici, de Treiul de Bâte. Pentru cei singuri, vine cineva din străinătate, de la drum lung, se reîntoarce în viața voastră și cu împărăteasa există o foarte, foarte mare șansă de romantism, de relație, de relație care chiar să ducă către o căsătorie și mare, mare atenție aici, de relație care poate să ducă către o sarcină. Dacă vă doriți acest lucru, dacă vreți să aveți copii, profitați la maxim de această energie. Dar dacă nu vă doriți acest lucru, aveți grijă, protejați-vă în luna august. Partea foarte frumoasă este aici cu Doiul de Cupe. Văd că această relație este menită, este sortită, este o relație de tip suflet pereche, este o relație pe care v-ați dorit-o foarte mult și care poate să aibă un final foarte fericit, foarte frumos. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, e posibil că aici fie voi, fie partenerul sau partenera voastră să primească o veste bună de la lucru, de la locul de muncă și acest lucru să vă aducă mai multă stabilitate financiară în viața voastră și să vă permită fie să vă mutați împreună, să vă cumpărați un apartament, să vă construiți o casă, să faceți logodna, să faceți nunta, să începeți să vă gândiți la a avea un copil. E ceva pozitiv aici în finanțele voastre sau în finanțele partenerului vostru care vă ajută să vă planificați următorul pas în relația voastră, următorul pas în viața voastră. În orice caz, aici vin lucruri foarte, foarte frumoase pentru raci în luna august pe partea de dragoste. Mai departe, în privința sănătății, avem aici 7 de bâte, o carte care vă cere să fiți foarte, foarte vigilenți. Luna august este momentul ideal pentru raci să vă faceți setul complet de analize, să faceți investigații medicale de tot felul și aveți mare grijă la ce mâncați, cât mâncați, ce beți, cât și cum și când beți. Aveți mare grijă aici la rutina voastră zilnică, la ce faceți zi de zi și cum vă afectează aceste lucruri starea de sănătate. Pentru că aici, luna august nu este un moment prea fericit pentru voi. Aveți șanse să preveniți o boală, dar trebuie să fiți vigilenți. Dacă nu sunteți vigilenți, dacă sunteți delăsători cu rutina voastră, cu dieta voastră, cu
viața voastră o să aveți mari probleme. Aici o să fiți inundați de acest râu care vine peste voi. Hai să clarificăm acest 7 de bâte pe partea de sănătate pentru nativii din Zodia Rac. Ok, avem aici fix 3 cărți care au vrut să sară. 8 de cupe ne arată că trebuie să schimbați ceva în rutina voastră, în viața voastră. Poate să fie vorba aici de o mutare fizică, s-ar putea să trească să vă mutați fie într-o zonă cu climă mai blândă, mai potrivită pentru sănătatea voastră, sau poate să fie vorba de o mutare mentală, de o schimbare emoțională. Aici trebuie să renunțați la ceva și să o luați în altă direcție. 7 de cupe ne arată că lucrurile nu sunt clare pentru voi. Aveți o problemă de sănătate, dar nu știți exact care este sursa ei și v-am dat aici exact soluția. Faceți-vă investigațiile necesare ca să aflați exact care e problema voastră de sănătate. Nu vă tratați după ureche în luna august pentru că nu e ok. Cu justiția și cu spânzuratul vedem că adevărul poate să iasă la iveală, dar va fi ceva neașteptat și va trebui să găsiți un medic sau un terapeut sau un expert care gândește altfel, care poate să interpreteze altfel problemele voastre de sănătate, astfel încât să vă și dea rețeta, dieta, tratamentul corect pentru voi. Cu justiția văd că lucrurile o să ajungă la un echilibru, la urma urmei, dar e posibil cu spânzuratul să fie nevoie și de o schimbare de atitudine, de o schimbare de mentalitate în interiorul vostru ca să acceptați tratamentul pe care o să-l primiți. Dacă aveți un medic în zodia balanță sau dacă voi aveți anumite plasamente planetare în balanță, văd că lucrurile o să iasă foarte, foarte bine pentru voi. Aveți încredere în acest medic care vă dă sfaturi în această lună, pentru că are mai multă experiență decât voi și chiar dacă vouă vi se pare foarte ciudat tratamentul pe care vi-l dă, asta e doar pentru că voi nu aveți experiența necesară. Și da, dacă vreți să vă deblocați din situația în care sunteți acum, dacă vreți ca lucrurile să evolueze, să vă vindecați, să vă îmbunătățiți starea de sănătate, va trebui să faceți această schimbare radicală în percepție. Pe partea de bani, carieră, afaceri, situație financiară, avem aici 8 de bâte. Lucrurile se mișcă cu foarte mare viteză în cariera voastră, dar în același timp aveți grijă cu aceste 8 bâte să nu cheltuiți mai mult decât vă țin buzunarele. Pentru că aici există și riscul să cumpărați lucruri de care nu aveți neapărat nevoie doar pentru că e impulsul momentului, și să vă dați o mai mică sau mai mare gaură în buget în acest fel. Hai să clarificăm aceste 8 bâte pentru raci, pe carieră, afaceri, bani, situație financiară pe luna august. Interesant, vedem că lucrurile stagnează puțin sau aparent stagnează în luna august, dar aici în fundal vedem cu 8 de bâte că lucrurile se mișcă foarte rapid, dar e undeva în fundal. Aici sunt niște aprobări care trebuie obținute, sunt niște acte care trebuie să treacă prin diverse niveluri de management până când primiți aprobarea finală și chiar dacă pentru voi nu pare că se întâmplă mare lucru, pe fundal, acolo uitați, cu 7 de monede, lucrurile cresc, situația crește, doar că o să mai dureze puțin până când voi fizic o să primiți aprobarea finală, mărirea de salar, promovarea sau acceptarea la job, în fine, lucru pe care vi-l doriți să-l obțineți în cariera voastră. E posibil ca promovarea, mărirea de salar, bonusul pe care l-așteptați să vină de-abia pe la finalul lunii august, început de septembrie, când soarele o să tranziteze zodia Fecioarei, fiindcă aici cu eremitul vedem Fecioara foarte proeminentă. Mai ales dacă voi aveți ceva plasamente planetare într-o zodie de pământ, în Taur, Fecioară, Capricorn, dacă aveți un șef în una dintre aceste zodii, dacă colaborați cu cineva din aceste zodii, vedem că aici facturile pe care le tăiați în această lună o să vă fie plătite în august-septembrie, bonusul pe care l-așteptați o să vină în august-septembrie, mărirea de salar sau promovarea pe care o așteptați o să vină
se mișcă, vine către voi, dar mai durează până când ajunge. Și chiar dacă voi nu vă dați seama ce se întâmplă pe fundal, acolo pe fundal e foarte multă agitație, sunt foarte multe discuții, sunt foarte multe negocieri ca cineva să vă poată oferi ceea ce voi vă doriți aici în cariera voastră, în afaceri, în situația financiară. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card Puterea Gândului, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol pentru nativii din RAC pentru luna august. Puteți să reveniți la aceste cuvinte ori de câte ori aveți nevoie de o încurajare în această lună. Hai să vedem mesajul pentru RACI. Deschid noi uși vieții. Mă bucur de ceea ce am și știu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul cu brațele deschise. Am încredere că viața este minunată. Un mesaj foarte frumos pentru nativii din RAC. Vă îndemn să-l urmați, să-l ascultați, să-l trăiți în luna august. Dacă aveți nevoie de ghidare suplimentară, nu uitați de videourile zilnice pe care le pregătesc pentru voi în fiecare zi și, bineînțeles, toate celelalte surprize pe care le-am pregătit pentru voi pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!